spun că exact o săptămână în urmă, duminică 16 noiembrie, aveam în față cartea lui Gabriel Lincea. Și am avut-o în față în două momente. Un moment e dimineața. Dimineața aveam oarece emoții. Și întotdeauna când am emoții, încerc să evadez din imediat. Și am să vă spun foarte pe scurt povestea bătăliei de la Cadeș. E o bătălie care a avut loc acum vreo 3200 de ani între egipteni și hitiți. Când s-au citit textele egiptene, părea că victorios era Ramses al II-lea. Și îndeopște s-a crezut că egiptenii câștigaseră acea bătălie. Când s-au făcut săpături în capitala hitită și s-au descifrat textele hitite, s-a văzut că nu era tocmai așa. Nici acum istoricii n-au stabilit cu precizie ce s-a întâmplat în urma bătăliei de la Kadesh. Totuși, de regulă, se crede că a fost o bătălie cu un rezultat indecis. Și mă gândeam că asta e perspectiva noastră asupra evenimentelor. Și mă mai gândeam, oare oamenii care fac lucruri bizare în prezent nu se gândesc cum vor fi judecați în condițiile în care în viitor informațiile despre prezent vor fi mult mai multe? Și m-am întrebat, oare domnul Iliescu când a chemat minerii nu s-a gândit că peste un timp vor fi niște arheologi, niște istorici care așa cum au putut acum să reconstituie oarecum adevărul despre bătălia de la Kadeș, vor reconstitui adevărul despre mineriade? Și m-am întrebat dacă domnul Ion Iliescu chiar a crezut că istoricii viitorului își vor închipui că minerii au avut rol de horticultori în București? Nu știu ce la ce s-a gândit domnul Iliescu, după cum nu știu nici domnul Ponta la ce s-a gândit în momentul în care a afirmat că regulile ghilimelelor s-au schimbat în acești 10 ani. Nu știu cum va fi privit domnul Ponta pe istoricii viitorului care vor scrie despre plagiatul domniei sale. Și atunci m-am gândit că această carte a lui Gabriel Lincianu, a cărei eficacitate, în a cărei eficacitate credeam la ora aia, dar nu eram sigur, m-am gândit că e un fel de colecție de mărturii. Mărturii ale unei conștiințe, mărturii ale unui fenomenolog, mărturii care vor fi folosite de istoricii viitorului ca să reconstituie cumva epoca asta 2012-2014. Și aici a înghețat gândul meu în așteptarea unor rezultate. Câteva ore mai târziu, în seara zilei de 16 noiembrie, descoper că temerile pe care le-a avut Gabriel Lincianu într-un text care se cheamă Vorbe în vânt, în care îi se spune, cineva îi spune, dom'le, are niciun rost, astea sunt vorbe în vânt, nimeni nu o să vă, nu ajutați cu nimic, nu are efect practic ce spuneți dumneavoastră. Am descoperit că a avut efect practic. Articolul despre Ponta, fie vă milă, a fost accesat pe site-ul Contributors de vreo 300 de mii de ori. Ca să vă dau un reper, un articol de regulă e accesat cam de câteva mii de ori. În mod excepțional se ajunge la 20 de mii de ori. E un record absolut. Cum se explică? Cred că Andrei Ponta are perfectă dreptate. Aș adăuga la asta un formidabil talent literar. Un talent literar în planul retoricii, dar unei retorici înalte care vizează adevărul și nu sofisticarea goală. Asta a făcut ca acest articol împreună cu celelalte, cred, să fie avut o contribuție la schimbarea direcției din care bate vântul. Și e și stilul lui Gabriel Lincianu de a forța mereu limitele, de a supralicita. În mediul virtual, stilul acesta de a forța limitele a prins de minune și articolul a avut un impact colosal. Eu vreau să închei spunând un singur lucru, mi se pare ciudat. Bun, până la urmă, evidența s-a impus. Dar de ce atâta aparat literar și filozofic ca să spun lucruri evident? Mi se pare că e o mică ironie aici. Mi se pare că mijloacele sunt disproporționate în raport cu evidența rezultatului la care s-a ajuns. Era normal să fie așa. Dar slavă Domnului, a ieșit și normalitatea. Vă mulțumesc!